A fost bine că au fost în sfârșit montate după 6 luni de așteptări, însă nu s-a procedat cum trebuie. Separatoarele de sens de pe DN1 din dreptul localității Bănești au ridicat o serie de probleme. Mai mulți șoferi s-au plâns că acestea reduc mult vizibilitatea pe șosea. Deși autoritățile susțin că au fost montate conform parametrilor legali, iată că unele dintre ele au fost totuși eliminate. La postul de control am avut niște reclamații din partea unor cetățeni că acolo în zonă vizibilitatea era mai redusă. Luând legătura cu cei de la DN1, poliția de la DN1, ne-au spus că acestea au fost montate regulamentar, la distanța corespunzătoare, așa cum au ei în normativele respective, dar am insistat pentru a nu, întrucât oamenii erau obișnuiți să aibă un câmp vizual mult mai mare, am picat de comun acord cu cei de la DN1 și cei de la CNADR ca să ridice de acolo primele 4-5 separatoare, după care au fost montate în continuare spre Florești. Această măsură a fost luată pentru a nu crea noi situații favorabile accidentelor, siguranța rutieră fiind scopul pentru care separatoarele au fost montate. Amintim faptul că în luna septembrie anului trecut, 5 câmpineni și-au pierdut viața într-un accident pe DN1. Acesta ar fi putut fi prevenit dacă existau separatoare de sens.